La Facultatea de Teologie, Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu a avut loc marțea aceasta, examenul de capacitate preoțească. Un număr de 15 licențiați în teologie s-au înscris la examenul din această primăvară, desfășurat atât oral cât și înscris. Comisia de examinare formată din cadre didactice de la Facultatea Sibiană și membri ai administrației parhiale a fost prezidată de înalt preasfințitul Părintele Laurențiu, metropolitul Ardealului. Au primit examenul, proba, efectiv, proba scrisă, un, un subiect foarte complex pe care pot să-l trateze din punct de vedere dogmatic, liturgic, anume taina Sfintei Euharistii. după proba scrisă. A avut loc proba orală, care, care constă în examenul la drept bisericesc, liturgică și catehetică împreună cu omiletică care a fost susținut de către toți acești candidați. Ne dejduim că rezultatele care vor fi înregistrate în urma acestui examen, le va da posibilitatea tuturor candidaților să candideze pentru o parohie în cadrul arhiepiscopiei noastre, menționând faptul că cei care vor, vor primi nota peste nou în urma acestui examen vor avea posibilitatea ca în decurs de 2 ani de zile să opteze și să candideze pentru o parohie în arhiepiscopia noastră. Următoarea sesiune a examenului de capacitate preoțească va avea loc în toamna acestui an.